comparație cu anul trecut, unde aceștia erau dispuși să acorde 50.000 sau chiar 70.000 de euro pentru achiziționarea unei locuințe. Acum această valoare a scăzut la 40.000 sau chiar 50.000 de euro. Caut să cumpăr un apartament cu două camere. Căutăm de o perioadă de 6 luni de zile, dar așteptăm niște prețuri mai mici. Și asta pentru că a avut deja discuții cu mai multe bănci și știe clar cât poate împrumuta. Potrivit unui studiu, 81.000 de euro este suma maximă pe care sunt dispuși să o plătească cei care caută un apartament într-o zonă centrală din capitală. Dezvoltatorii însă cer prețul acesta în zonele mai îndepărtate de centru. Imobilul se află în zona Vitan, la aproximativ 7 minute de stația de metrou Mihai Bravo. Imobilul conține 23 de apartamente finalizate în cele de două camere, au un preț de pornire de la 80.000 de euro, includ în acest preț un loc de parcare la subsol și au o suprafață utilă de aproximativ 55 de metri pătrați. Majoritatea clienților au așteptări în jurul la 70.000 de euro. Pentru un apartament într-un cartier marginaș, cumpărătorii consideră că prețul corect este de cel mult 58.000 de euro. Tinerii aleg de cele mai multe ori astfel de locuințe, iar bugetul lor s-a redus anul acesta în medie cu 10.000 de euro. La finele anului trecut, tinerii de până în 35 de ani din capitală căutau locuințe cu prețuri între 50.000 și 70.000 de euro. Acum însă intervalul a scăzut la 40-60.000 de euro, arată un studiu al portalului dezvoltatorimobiliar.ro. Însă scăderea de 10.000 de euro a bugetului de achiziție a locuințelor nu se vede și în prețurile anunțurilor publicate de proprietari. Suma maximă pe care sunt dispuși să ofere tinerii aflați în căutarea unei locuințe diferă de la o zonă la alta. Pentru un apartament într-o zonă centrală sunt dispuși să ofere cel mult 81.000 de euro. În această categorie ar putea fi incluse probabil și locuințele din cartierele nordice ale capitalei, care sunt apropiate de birourile corporațiilor ce și-au mutat sediile acolo în ultimii ani. Într-o zonă semicentrală, cumpărătorii consideră că prețul corect este de cel mult 68.000 de euro, iar pentru un apartament într-un cartier limitrof sunt dispuși să ofere cea mai mică sumă, doar 58.000 de euro. În schimb, sunt dispuși să dea ceva mai mult, 65.000 de euro, pentru un apartament care nu este în capitală, ci într-una dintre comunele și orașele din apropiere. Potrivit studiului, tinerii până în 35 de ani caută în general apartamentele cu două și trei camere și abia după ce trec de această vârstă încep să caute locuințe mai spațioase, în general case sau vile. Studiul mai arată că în ultimul an cererea pentru apartamentele cu două camere a crescut cu 8%, în schimb cererea pentru apartamentele mai scumpe cu trei camere a scăzut cu 13%.